Ce aș vrea acum, Alin, să dai telespectatorilor noștri un exercițiu de creativitate, așa cum este bunul nostru obicei, dragii mei, să aflăm de la fiecare invitat câte un exercițiu concret, astfel încât voi acasă să puteți deveni mai creativi și să vedem cum Alin Gălățescu, analistul de mod Alin Gălățescu, ne învață astăzi, ne sugerează astăzi să ne antrenăm acasă. Vorbind de orașele astea de suflet, un oraș îți devine apropiat în momentul în care, eu îi spun, devine subiectiv. Subiectiv în sensul că aproape nu-l mai simți ca și elemente înconjurătoare, ci deja ai traseele tale, ai restaurantele tale, ai oamenii tăi, ai zonele în care te simți întotdeauna bine și aproape treci prin el punctând acele zone ale tale. Asta înseamnă că orașul a devenit subiectiv, a intrat în tine. Pentru mine, să zicem că ar fi început să-mi spun Bruxelles la un moment dat, acum ne mai mergând de mulți ani, n-aș mai putea spune că înainte știam scurtături, aveam toate elementele mele. Dar Barcelona și Parisul în momentul ăsta, mergând foarte des, îmi sunt foarte apropiat. Bineînțeles că cel mai apropiat este și foarte deja subiectiv. Da. A fel se întâmplă cu Bucureștiul. Eu sunt convins că pentru fiecare dintre telespectatori, orașul în care trăiesc le-a devenit, prin natura genezei, prin natura existențelor, le-a devenit subiectiv. Adică au traselelor, au oamenilor, au restaurantelor, au monumentele pe care nu le mai văd, nu le mai simt. Da. Eu fac un exercițiu foarte interesant des. Și asta poate fi interesant și pentru ei. Mă întreb, pentru că am prieteni care vin de afară, care vin din țară și care îmi zic, ok, sunt în București. Eu deja nu mai văd Bucureștiul. București pentru mine, m-am născut aici. București pentru mine sunt traseele mele. Uneori conduc și dacă te smog în altă parte, să-mi spun tot timpul, atenție, te duci în altă parte aia. Da. Pentru că am traseele mele care nu automat. Deci mă duce mașina singură, nici măcar nu. Da. Deci nu mai văd București. Am norocul că venind la foarte mulți prieteni de afară, trebuie să le arăt Bucureștiul. Și mă întreb, ok, ce are București? Unde pot să-i duc? Ce aș putea să le arăt? Cu ce pot să-i surprind pozitiv? Asta ar putea fi exercițiul fiecăruia dintre noi. Cum ar arăta dacă ar deveni un gen de ghid pentru cineva care vine din exteriorul orașului lor, indiferent care e orașul, ce le-ar arăta? Ce are specific? Ce are interesant? Sau zona? De exemplu, poate că orașul e mic și e industrial, dar sunt convins că în zona respectivă sunt niște păduri, sunt niște mănăstiri, sunt niște poate foste castele, poate niște povești interesante. Asta ar fi interesant ca fiecare dintre ei să-și se întrebe în zona lor, fie oraș dacă e mare, fie zonă dacă e un oraș mai mic, ce le-ar arăta sau ce mi-ar arăta mie. Cum mi-ar prezenta ei zona? Cred că ar fi interesant. Și ar descoperi că trăiesc în zone mult mai interesante decât și-ar imagina ei acum. Da. Ce aș mai adăuga la exercițiul acesta, de cele mai multe ori când le arătăm altora, uneori, e adevărat, nu întotdeauna, ne concentrăm mai mult pe felul în care acei oameni se uită la lucrurile pe care noi le arătăm, cu care noi ne mândrim și le prezentăm celorlalți, și mai puțin la lucrurile în sine. Și atunci poate ar fi interesant sau exercițiul ar putea deveni mai interesant încât la un moment dat să ne gândim că noi înșine suntem turiști în orașul în care trăim și atunci să ne uităm la casa de vis-a-vis, la nu știu ce muzeu sau loc mai interesant în orașul în care fiecare trăiește cu ochii de turist. Și sunt convinsă, cel puțin mie mi s-a întâmplat asta, să trec pe Ana Ipătescu în București, să aflu despre Ana Ipătescu că este o stradă care are cele mai bine conservate case de Art Nouveau, ca stil Art Nouveau din Europa, ceea ce nu știam, și când am aflat asta, zic, hai să o iau pe Ana Ipătescu și să merg drept înainte, până la Piața Victoriei, dar acum, da, așa, și să, deci între Piața Romană pentru bucureșteni și Piața Victoriei, și am luat-o așa pas cu pas și m-am uitat dintr-o dată cu alți ochi, cu ochi de turist, la fiecare casă în parte, la detalii, la capiteluri în cazul anumitor case, la decorațiuni, la statuete, la... Asta ține un pic și de informare. Da, da. Pentru că informarea ți-a schimbat perspectiva asupra. Da. Dar eu asta, ce spui, eram oricum, mă puneam în locul lor. Da. Deci oricum eram cu ochii de tu turist. Așa okay, ai fi făcut, ce... da. Ce mi-a place mie la Ateneu sau ce mi-a place mie dacă aș vedea Casa Poporului. Când Casa Poporului e foarte mișto în spate.
Totdeauna povestește de față. Spatele la care acum e sigur că da, distrus cumva de monstrul ăla de catedrală, dar spatele era o poveste. Se intra pe la MNAC, acolo, MNAC-ul cu discurile, cu lifturile alea exterioare extraordinare, MNAC-ul, Muzeul Național de Artă Contemporană. Da, pentru cine public, știe, unde da. Am făcut 5 ediții de gala avant-premier, ceea ce este fabulos, pentru că cei de afară au fost șocați, pentru că muzeele rar lasă elemente care cumva nu le consideră mai plebee, mai de lifestyle în interiorul lor, dar deja afară moda este reconfirmată ca și artă, pentru că sunt muzee de modă, sunt expoziții constante de modă, sunt expoziții permanente de modă, deci deja este e o dovadă extrem de clară că moda este artă. Iar asta, privirea, una dintre bucuriile mele cele mai mari, și asta din adolescență, era să mă plimb pe străzile din București. Acum, cu cea mică, o pun în ham. Da. Și una dintre plăcerile, tot așa, cele mai mari, e să mergem pe stradă. Ei îi place că ne plimbăm, admiră, adoarme de obicei la mine în brațe, dar merg pe fiecare străduce, puțin în zona centrului, am ras fiecare străduță, fiecare casă și sunt șocat, de exemplu, am intrat în Muzeul Aman sau în fel de fel de chiar în zone private, da, în curți, în chestii de genul ăsta, bine, mai mari și în care puteam să-mi permit să le cer voie. Și erau surprinși cum mă plimbam cu cel mic și îi arătam și povesteam și nu știu, în muzee sau așa, care sunt case memoriale sau chestii de genul ăsta. Da. Și avem foarte multe și foarte interesante. Apropo de ce spuneai tu de fosta Ana Ipătescu. Bucureștiul e foarte interesant în interiorul lui, deci în detalii. Exact, poate da. nu e un oraș și n-a avut timp să crească în grandoare sau a fost amputat de atâția zeci de ani de comunism, în grandoarea celor de afară. Dar a reușit să-și conserve acea minunăție în miniatură pe care ar fi fantastic să o descopere fiecare, măcar fiecare bucureștean, dacă nu fiecare român. Da. Deci iată, exercițiul de astăzi sugerat de invitatul nostru este să fiți turiști în orașul vostru, să vă imaginați dacă ar fi să fiți ghizi pentru prieteni sau oameni care vin pentru prima dată în orașul dumneavoastră. Da, ce le-ați arăta? Ce le-ați arăta și plimbați-vă ca și cum ați fi acest ghid, minunându-vă, efectiv minunându-mă, aș vrea să insist pe cuvântul acesta, minunându-vă de frumusețile și lucrurile frumoase în cele mai mici detalii care vă apar în fața ochilor. Sunt multe, țin de noi să vedem complexitatea și frumusețea a ceea ce e în jurul nostru și iarăși totul e, am descoperit că totul e autoproiecție. Dacă ne proiectăm pe noi ca fi niște oameni mici, oameni neinteresanți, oameni, riscăm să devenim asta. Da. Trebuie să vrei mult ca în cel mai rău caz să obții mai puțin decât acel mult. Dacă vrei puțin, vei obține acel puțin și s-a terminat. Pentru că și vei avea cel mult acel puțin. Deci trebuie să-ți dorești. Știi cum se spune, frumusețea este în ochii celui care privește. Și atunci ce-ar fi chiar ca atunci când ne uităm în oglindă, să ne uităm tot. Asta, la voi merge mai bine. Și la bărbați. La mine mai simplu. Nu. Și la bărbați, pentru că nu întotdeauna vorbim de frumusețea exterioară. Și nu numai, dar până la urmă, trebuie să fii cu tine, ok. Da. Să fii ok. Acel să fii împăcat, să te accepți. Contează foarte mult să te accepți, să te vezi cumva cât mai aproape de corect. Da.